zic că mi se potrivește mănușă mașina asta. Băi, vere! Upa! S-a dus și un pe ceață! Uite, Robi, apă scumpă! Pe undeva în jur la 2000 de euro. Astăzi voi trăi cum trăiesc cu oamenii care fac pachete de bani pe minut. Și poate data viitoare, unul dintre abonați o să aibă parte de aceeași experiență pe care o am și eu. Așa că abonează-te și apasă butonașul de like. Hai să ne gândim împreună ce-ar face un om bogat. Păi, unul la mână nu aș merge pe jos, clar. Așa că avem nevoie de o mașină. Și ce mașină mi s-ar potrivi mie foarte bine? Exact. Ta-dam! Băi, eu zic că mi se potrivește mănușă mașina asta. Adică e suficient de mare pentru mine. Dar avem o problemă. Eu nu aș avea voie să stau aici pentru că nu am permis de conducere. Așa că avem nevoie de un șofer. Fiți atenți că știu persoana potrivită. Hey Siri, call Payne. Așa. Bine, uite. Scuze, iartă-mă. Băi, am nevoie de tine să mă ajut să conduci asta. Eu, gata, se rezolvă. Hai, eu nu știu să conduc. Ca să te puși pe tine în temă. Ca să te puși pe tine în temă. Astăzi o să trăiesc cum trăiește un bogat. Și am nevoie de un șofer. Mă ajut să te pup. Normal ar fi trebuit ca eu să stau în spate. Dar avem oameni cu noi, așa că o să stau în față. Deschide ușa tu, ce faci? Ce? Da, mă, dar de când? Păi te rog frumos, te plătesc degeaba. Dar nu mă plătești. Păi, mă rog, ești prietenul meu și mă ajuți. Hai, ține-și mie scara să mă urc aici. Așa, să pun centura, Robi. Pune centura că trebuie. Ia să mi-o pui și mie, te rog, dacă tu te-ai oferit. Că uite, că mi-a rămas pe mine aici așa. Bă, dar câte pretenții mai ai. Bă, dar nu te plătesc degeaba. Dar okay? Nu mă plătești, am zis odată. Ești prietenul meu, da. Nu vrei să fiu în siguranță? Hai, prinde centura. Grijă cu mâna aia. Săi. Hai, pune centura. Ia vezi, am pus-o bine, frate. Ia, stai să văd dacă mă ține. Da, măi, bine. E bine, nu? Te pup, mersi frumos. Acum unde vrei să mergem? Vrei să mergem la benzinărie? Hai la benzinărie, eu vreau la benzinărie. Ce vrei la benzinărie? Că mi-e sete de benzină. Zi-mă, ce vrei la benzinărie? Că mi-e foame. Și vrei să mâncare de la benzinărie? Un bogat nu mănâncă de la benzinărie, nu? Bine, atunci hai să facem plinul la G. Mă! Hai că-l fac eu. Hai la benzinărie. Faci tu plinul? Da, hai. Bine, hai da. Na, mă descurc bine, îți place cum conduc. Ești un șofer pe cinste. Ești un șofer pe cinste, crede, îți aș da mai mulți bani decât îți dau deja. Nu-mi dai nimic. Dar aș vrea să-ți dau, crede-mă că ți-aș da. Bine, bine zici cu asta. No? Ok, hai să-ți dau o notă la condus, o să zic un... Nu îți dau 10, că 10 e nota profesorului, cum da, zicea mie proful la școală. Da, nota, 10 e nota profesorului, da. O să-ți dau un 9.50, frate, așa că mi-a plăcut mie cum ai condus, îmi place mașina cum e, se simte bine, ești nebun, e bine închegată, e mare. Așa zici de parcă e a mea, nu e a ta, mă? E a mea, mă, păi nu e a mea? Era da, bine. Băi, Selim, mulțumim pentru mașină, bărbate. Plăcere, bărbate. Cea mai frumoasă mașină tu ai de pe YouTube românesc. Schimbare de plan, băieți, o să mergem la Mac pentru că mi s-a făcut poftă pe un shake. A zis ăsta, bă, hai să luăm un milkshake. Hai să luăm un milkshake. Așa că sunt curios cum bagi mașina asta la drive-thru. Un om bogat face 500, oh, păi nici... Da chiar! Nici da măcar chiar. N-aveam de gând să nu fac! Da chiar, un om bogat face 500, băi, Robi! Păi, fac 500! Mulțumim frumos! Bă, dar de ce avem pungă de globo? Bună, bună, vreau bă! Cum bine, Selim! Aici avem milkshake-urile, băieți, și mergem și noi într-o parcare să mâncăm, nu? Să bem! Da, mergem la benzinărie, dacă tot ai zis, nu? Ok, fresh, hai! Vrei să conduci bine, să ai grijă de mine, da? Pe unde da, e drumul da, mai bun, da. Pe unde... Da, 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 logic, logic! Să-mi deschizi ușa când cobor. Da, mă, să-mi dai da. Și jos centura. Aha. Efectiv e nebunie mașina asta. N-am cuvinte. Da, n-am termen de comparație, sincer. Jur. Mașina asta e unică în felul ei. E tare mașina, nu? Foarte tare mașina, dar și mai tare e faptul că avem loc cu toții în mașină. Bă, mașina asta e cât sufrageria mea. Pe bune. Uite cât de uriașă mașina. Știi ce mă miră pe mine mai mult? Ce? De ce oamenii care au foarte mulți bani și gen oamenii care sunt conduși așa preferă un sedan, gen un S-Class? Eu nu m-am dat niciodată în S-Class și de-aia întreb asta. Îmi dai răspunsul? Tu ai auzit vreodată un om bogat că gen, bă, vine șoferul să mă ia cu G-ul? Nu, auzi ba că da, vine să mă ia da. Rolls-Royce-ul. Da, mă, dar Rolls-ul e mai, nu știu, are mai multe funcții, ai suport de pahare, ai mini frigider. Auzi, nu te supăra, dar deschide și mie asta, că nu vreau să mai stau în mașină. Da, mă, frate, mă lași. Bă. Nu degeaba te plătesc. Bă, nu da, plătesc. Da, 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 e ok. E ok, da. Dă-mi jos din mașină. Op. Așa puterea mea, dragostea. Hai, Miru, că trebuie să-mi desfac și centura. Cum vrei să desfac centura? Apasă pe butonul ăla. Tu nu poți apeși? Hai, mă, deschideți centura. Bine, mă, bine. Hai că nu fac. Bă, până la urmă nu facem pain esclavul meu. Astăzi trăim ca bogați. Te fai, da. Oh, bine. Mă, m-am dat jos din sufragerie, ești nebun. Update, acum o să mergem la ceva restaurant. Mi-a zis Peinuț că știe el un restaurant din ăsta, Schmecker 11, cred că se cheamă. Cred că mâncăm bine, nu? Mâncăm. Da, logic. Mâncăm bine, rău. Selim, ți-e foame?
Nu? Mirena, ți-e foame? Știu, nu prea. Ți-e foame? Bă, mi-e foame un pic, da. Hai să băgăm la burtici. Nu o să filmez foarte mult pentru că suntem la masă. Uitați-vă cum arată papanașii ăștia, sunt demențiali. Bă, vă plac papanașii? Da. Și eu să gust cu micul finetic. Te rog frumos. Hai să vedem. Te gust cu dulceață. Asta nu-i dulceață. Finetic, pardon. E alt film. Bă, e alt film, da. Hai să avem poftă. Cum a fost puiul meu, mâncarea? Ți-a plăcut? Top. Chiar a fost da. Bună, rău de tot. Mirena, ți-a plăcut? Da, foarte bună. Și desertul? Tot ce vrei în viață. Acum, de la G, Mustang. Nu e chiar mașină de bogați. Du-te, bă, uite cum arată mașina asta. Mie îmi place și asta. Da, nu e mașină de bogați. Da, e mașină, da. E o mașină frumoasă. E o mașină frumoasă, trebuie da, să recunoaștem. Da. Așa, du-te, deschide și mie portiera. Glumesc, bă, glumesc. Pare că te... Bă, iartă, viadem, pare că te-am sclevit vlogul ăsta, dar n-am intenționat așa. Eu îți dau bani. Hai, pa. Ce mai știu eu e că oamenii bogați mănâncă foarte mult sushi. Eu nu sunt mâncător de sushi, adică e prima dată când mănânc sushi și aparent am nimerit și bine pentru că suntem la Yoshi. Hai să vedem dacă o să-mi placă sau nu sushi. Îți recomand eu un sushi foarte bun. Ce sushi îmi recomanzi? Mie nu-mi place peștele, să știi. Da, e bun și maki e cel mai bun sushi. Dacă îți place, mănânc eu. Bine. Hai, vine după mine, frumos. Hai, da. Ia uite, cum ți pare? Altceva, bă, e tare. Nu? No? De aici tot no? Mă simt anxios, gata. Păi și asta ce-i? În aia îți pui soia. Păi și mă înveți să mănânc cu bețe ca lumea, adică eu am mai folosit, dar nu știu să mănânc cu ele. Probabil o să-mi cadă sușiul. Hai mă că te ajut, stai așa, fii atent. Da. Astea-ți bețișoare, le faci uite așa. Le ții gen... Așa, ai înțeles, nu tot. Da. Poți să te rog frumos să-mi explici de ce ți-ai pus soia în pahar? E cola. Băi, vere, mi s-a dus sușiul pe ceață. Uite-te, bă, ce servire așa, story, da. Story, neapărat story. Deci fii atent, Robi, să te învăț cum să mănânci sushi, da? Hai, învață-o, frate. Opa. Uite ce bine mănânci sushi. Mamă, atât de mult soia? Mamă, l-ai nenorocit, l-ai băgat. Cred că reacția cea mai bună să vii la mine, din punctul meu de vedere, pentru că eu în general nu mănânc sushi. Hai să luăm sushi. Așa, stai cum ai zis, așa? Da, așa. Stai un pic. Cum e? Cum ți-a pare? E bun? Îți place? Cum arată când l-am băgat în gură? Așa? M-a lovit un gust de pește de ăla, de nu-mi place. Dacă mestecam, a devenit bun. Deci dacă mă face să-mi placă sushi-ul, e o problemă, că asta în general e mâncare scumpă. E acceptabil, merge. Am schimbat mașina, băiți, am început ziua cu un G, apoi am trecut la Mustang și acum suntem într-un seria 7, mai exact, seria 7 de lui Zbârpeinus ne conduce. Ce faci frumos, ești gata să mă conduci? Da, unde vrei să mergem? Vreau o șampanie. Am văzut toți oamenii bogați că beau șampanie într-un șept. Rolls-Royce șeptar de-astea. Așa că vreau și o șampanie. Hai, vreau să conduci încet. Bă, încet, maxim 15 km la oră. E șmecher șeptarul ăsta. Bă, chiar e tare. N-am apucat să mă mai zic, bă, sushi-ul chiar a fost bun. Merită încercat. Am ajuns la destinație, Robi. Poți să rog frumos să te duci să iei tu șampania? Mă pui să-ți deschid ușa. Mă pui să-ți desfac... Centura. Centura. Bă, cred că schimb titlul la vlog, îl sclăvesc pe pentru... Mă, știu că oamenii bogați au alți oameni să facă chestii pentru ei, dar iartă-o, crede-o, am fost un pic cam dur cu tine azi. Te iert, dragă prieten, dar de fapt n-am de ce să fiu supărat pe tine, Robi. N-am găsit, bă, șampanie, Robi, papă. Era doar de aia cu alcool și noi nu bem alcool. Cu ce pot să înlocuiești? Ce mai mănâncă bogații în mașină? La lune? Ce mai beau? Păi nu mănâncă. Păi și mănâncă, mă gândesc, dar ce mai beau? Păi ce mai beau? Bă, tu nu mă vezi pe mine că sunt trist, că sunt supărat. Ce pot să beau aici? Păi merge să căutăm șampanie. Șampanie, da. Bine, hai să căutăm șampanie. Uite, Robi, apă scumpă. Ce poftă aveam, bă, dar voiam șampanie, mă. Bă, n-am găsit șampanie, frate. N-am găsit Robi Bubble. Ce să fac? Asta e. Oamenii bogați beau apă de bogață. Cum e apa scumpă? Rece, e apă. Da, înapoi. E apă. O să mă bucur de aici în spate. Stau ca boțul și beau apă. Pune centura. Corect. Uite frate, dacă astăzi trăiești ca un milionar, îți dau geaca mea de milionar, geaca mea de Moncler. Cât e geaca asta? Păi undeva în jur la 2000 de euro. Bine, e mare, bine. Cred că am... Și chiar ține de cal. E tunica de 2 tone pe mine. Cu asta când ești pe stradă nu vrea să te ia nimeni la bătaie, că nu... Mai ales pe mine. Mai ales pe tine, dar și pe mine, mai ales că sunt subțirel așa, știi, când merg cu geaca asta așa, pare că nu prea vrei să mă iei la bătaie, știi? Bă, chiar e tare. Asta este niște ochelarii Gucci. Ai o pătuță pe ochelarii Gucci, pac. Cârpița Moncler, frumos. Deci, bam, bam, bam. Și o bagi la loc ca lumea. O bagi la loc să nu te fure nimeni. Altă viață. Păi, dă-mi așa tăreacu.